Angajații primăriei Chișinău împreună cu reprezentanții preturilor au făcut lună malurile râului Bâc. În doar câteva ore, voluntarii au adunat sute de saci de gunoi pe o distanță de 5 km. Deșeuri sunt de toate. Eu n-aș spune că e chiar aceleași roșii, practic peste tot teritoriul am observat roșii, ardei, castraviești, tot așa mai departe. Adică eu nu înțeleg sensul pentru ce ele s-au aruncat. Foarte mult, dar stăm de jumătate de oră pe câțiva metri și tot strângem bună. Împreună cu colegii, n-am vrut să rămânem indiferenți față de ceea ce se întâmplă în Chișinău. Consider că faci bine, trebuie să începi la tine. La Marea Curățenie a participat și viceprimarul Ilie Ceban. Sunt și fructe, legume, e un dezastru. Deci am discutat cu colegii că trebuie să intervenim cu anumite măsuri. Anterior am decis să deschidem la piața cărbunarilor care aparține pieței centrale, să deschidem un tronson ca să evacuăm aceste camioane, deoarece de aici vine toată sursa de poluare. Autoritățile au la dispoziția voluntarilor mănuși, pungi, dar și transport pentru evacuarea deșeurilor. În cadrul campaniei care se va desfășura pe parcursul lunii octombrie, municipalitatea mai intenționează să planteze copaci pe teritoriul orașului.